Mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiul acesta pe care ni-l dă de a rămâne în prezența cuvântului său. Mulțumim pentru făgăduința călăuzirii Duhului Sfânt, El vă va călăuzi în acest adevăr și, dincolo de orice, mulțumim pentru puterea prin care acest cuvânt al lui Dumnezeu devine trup și viață în noi. Fără această parte, n-ar avea niciun fel de valoare zilele trecute am observat că marea sărcinare pe care Mântuitorul o proclamă la încheierea lucrării lui pe pământ este aceasta. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură și de obicei noi ne-am oprit aici, dar ea continuă spunând învățați să păzească ce v-am poruncit eu, nu doar să rostească, nu doar să povestească, ci să păzească. Așa că în, în credințarea aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, vom merge la cuvântul de, din seara aceasta, din ocazia aceasta, și anume la recursul pe care Pavel îl face, sentinței de a purta un țepuș în carnea lui în justiție ți se acordă posibilitatea să ai un recurs. Ceea ce înseamnă că judecătorul, chiar dacă ar fi el judecătorul suprem, să zicem, recunoaște că ar putea să fie o greșeală în sentință, în judecată, în proces. Și atunci îți dă dreptul la recurs. Lucrul acesta nu fac doar oameni, îl face și Dumnezeu și în epistola către roman Dumnezeu spune că dă dreptul, după ce va judeca toate lucrurile, dă dreptul la un recurs universal. Recursul acesta universal prevede reacția creației lui Dumnezeu la adresa judecății lui Dumnezeu. Ea se sfârșește cu acest de neimaginat și tumultos, multos ești, Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale, drepte ești tu că ai judecat așa. Cu această ocazie, Pavel adresează cel din tâi recurs. În realitate, el de trei ori înaintează un recurs către sentința aceasta de a purta un țepuș în carnea lui. Sigur că a fost multă luptă în jurul și este definirea acestui țepuș, departe de a rezolva problema, ne rugăm lui Dumnezeu să avem o micuță contribuție la înțelegerea acestui concept. În primul rând, Pavel este omul acela care, al unor extreme în viața lui, a fost un student cu dorința aceasta de a atinge într-un fel desăvârșirea de săvârșirea de care vorbea el. În ce privește legea fără prihană, spunea el, a, a, vrut, a luptat în viață să atingă acest maximum posibil sau imaginabil al ființei umane. Acum însă, deodată, scrie Biblia, am primit un țepuș în carnea mea și Lucrul acesta a fost prezentat cea din oară în cuvintele Mântuitorului cu ocazia întâlnirii lui cu Domnul. Și a fost și este exprimat în, capitolul 9 și în capitolul 26 din Faptele Apostolilor, dar puțin diferit. În capitolul 9, îți este greu să dai cu piciorul într-un țepuș, adică te înțeleg înțeleg lucrul acesta. Aceasta e traducerea simplă a textului acestuia. Știu că ți este greu, știu că este suferință, știu că este durere. Dumnezeu face lucrul acesta de fiecare dată și cu mine și cu tine și cu Abraham. Știu că este fiul tău, știu că e fiul tău pe care îl iubești, știu că este singurul tău fiu, adică nu, nu trebuie să gândești că am trecut cu vederea realitatea trăirilor prin care tu treci în acest moment. Și la fel îi spun lui Pavel, îți este greu să dai cu piciorul într-un și este o operație grea, cumplit de grea. Și în 26, în redă, spune, ți-ar fi greu să dai, adică ești de acord cu lucrurile acesta. Observați că la chirurgie, când se merge, ți se dă să semnezi un document că ești de acord cu operația aceasta și te supui și ți asumi riscurile și consecințele care sunt. Când Dumnezeu ne trece printr-o experiență duhovnicească de acest fel, ne cere consimțământul tainic, nu e undeva cu hârtie, cu ceva, dar este un dialog între sufletul nostru și Dumnezeu. Dumnezeu nu tratează pe nimeni cu forța, nu vindecă pe nimeni cu forța și mai ales nu mântuiește pe nimeni cu forța. Nu face bine, nimănui cu forța. Ci lucrul acesta trebuie să fie întâmpinat și însoțit de voința și de bună voința noastră să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Pavel răspunde, sufletul lui răspunde lui Dumnezeu cu bunăvoință asupra, având în vedere intenția lui Dumnezeu. Noi folosim dreptul Domnului un cuvânt cu totul nepotrivit, cuvântul pedeapsă. Dumnezeu pedepsește pe cineva. Și Biblia folosește acest cuvânt pentru că vorbește cu unii care folosesc acest cuvânt, adică cu noi. Dar pedeapsă în dreptul lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât tratament. Iar pedeapsa care nu este un tratament, care este destructivă, există pedeapsă constructivă și pedeapsă destructivă, pedeapsa care este destructivă, nu este reacția lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de ceea ce un om a făcut și a vărțat nervii pe el sau l-a chinuit pentru că și el -a, a făcut, ci este urmarea, este consecința păcatului. Tu te singur te străpungi cu fără de legea ta. Deci de făcut distinție în locul acesta. Dar îl întreabă cu această bunătate dumnezească, ți-ar fi greu să dai cu piciorul într-un țepuș? Acum se ridică întrebarea despre ce era, este vorba aici când spunem cuvântul acesta țepuș. Noi am învățat într-o întâlnire precedentă despre pălmuirea preventivă pe care o primește Pavel și pentru care și noi ne rugăm la Dumnezeu să ne fie acordată atunci când El ne vede că suntem pe punctul de a aluneca sau de a face o greșeală. Mai bine să mă pălmuiască, să mă mustre cel înțelept ca să învăț căile lui, decât să cad în prostie și în nebunie. După cum spune David, Doamne, Tu îmi cunoști bine nebunia. Știi de ce nebunia? Am fost capabil. Și pentru lucrul acesta aș cer din toată inima și cer lucid și cer cum spun ei, cum este în justiție o procedură solicitare cu mintea întreagă, adică pe când ești sănătos la minte și la emoții și la toate, îți scriu un testament. Când ai pierdut mintea, este prea târziu. De aceea, iubiți mei frați, în luciditate cerem lui Dumnezeu, Doamne, te rog să totdeauna să intervii, să mă previi să ajung să săvârșesc răul. Aș vrea din toată inima să previn o boală sau o suferință decât să trec printr-un tratament sau o chirurgie sau o mutilare de un fel sau altul cu consecințe mult mai grave. Vindecarea nu este prima prioritate a lui Dumnezeu, nici salvarea. Prima prioritate a lui Dumnezeu este prevenirea. Și Pavel primește țepușul acesta în carnea lui preventiv. Explică el în, în epistola către Corinteni, în capitolul 12, versetul 7, ca să mă prevină să nu mă îngânf din cauza strălucirii vedenilor pe care le-am avut. Unii oameni au confundat strălucirea vedenilor cu strălucirea soarelui de pe nu e vorba de strălucirea soarelui, nu e vorba de ochi fizici. Este vorba de un țepuș care să prevină mândria. Și este vorba de a călca pe acest țepuș și dacă recurgem la o ecuație simplă, atunci traducerea acest, a cuvântului țepuș ar fi călcarea pe eul tău, călcarea pe mândria ta. Aceasta înseamnă. Și cât timp va rămâne lucrul acesta? Pe cât timp rămâi tu? Și cât timp rămâne în tine primești de ea de a te mândri, de a te înălța, de a te îngânfa. În timp ce omul de pe stradă se îngânfă din cauza banilor lui sau puterii lui sau faimei lui, omul credinței ajunge să se îngânfe datorită privilegiilor dumnezești pe care le primește. Și vedeniile pe care le-a avut Pavel de o așa natură încât el spune am fost răpit la al treilea cer, am văzut lucruri care nu sunt îngăduite a fi spuse. Alți profeți care au văzut cerul și au văzut pe Dumnezeu au spus lucruri. El a, el a văzut ceva care nu trebuie spus. Au fost lucruri care i-au fost predate lui Daniel și care n-au trebuit spuse. pe Pecetluiește carte. Nu e de spus acum lucrul acesta. Vine timpul când va fi spus din riscul omului lui Dumnezeu este să facă, să, să se îmbolnăvească, să se infecteze, să se îngânfe, să se umfle de mândrie. Sau cum scrie în Daniel, să îi se împietrească Duhul până la mândrie, tocmai din pricina acestor descoperiri. Preventiv, deci, Domnul l-a consultat și i-a așezat un țepuș, un ac din acesta ac de purtat permanent. Sunt persoane care poartă permanent ori la inimă, spre exemplu, un aparat care în caz că inima ar înceta să bată normal, imediat acest aparat o stimulează și continuă, sau diverse alte lucruri care sunt implantate în corp. Lui este implantat acest țepuș, acest chip care îl va preveni de fiecare dată când este în primejdia de a se îngânfa. Sunt două direcții asupra cărora trebuie să ne oprim pentru moment. Dacă este vorba de a călca în picioare mândria ta sau euul tău, dacă este vorba de a ține în stăpânire trupul tău, cum descrie el, îl țin în stăpânire. Aceasta ne arată că acest țepuș așezat de Dumnezeu acolo este puterea și este abilitatea și este bunăvoința și dorința noastră de a ține întreaga făptură sub stăpânire, sub control. Cine se controlează, spune Iacov, își controlează vorbirea. Spre exemplu, omul acesta poate controla întreaga ființă și trebuie să ai control asupra întregii tale ființe, pentru că dacă un organ din ființa ta a ieșit de sub control, să zicem, papilele gustative sau, sau pânte cele lor care Dumnezeu lor sau organe sexuale sau chiar mintea la un moment dat a ieșit de sub control din clipa aceea. Nu mai este parte din trup, ci ajunge să fie în o armă mâna diavolului împotriva ființei tale. Avem de a face cu două manifestări ale eului, și anume eul animalic, așa cum îl numea Sir el eul animalic și eul demonic. Eul animalic ține de beție, de curvie, de lucrurile acestea care sunt pur și simplu de natură animalică. Eul demonic însă ține de mândrie, de înălțare de sine și, dincolo de orice, ține de tendința aceea a lui Lucifer de a se sui mai presus, totdeauna mai presus, mai presus decât stelele lui Dumnezeu și, până la urmă, Înlocuind pe cel prea înalt, acolo unde ni se spune voi fi asemenea celui prea înalt, cuvântul se traduce de fapt voi înlocui pe cel prea înalt, pentru că nu poate să existe doi cel prea înalt, există unul singur. În momentul în care el aspiră la lucrul acesta, aceasta prevede eliminarea lui Dumnezeu. Aceasta se întâmplă și la nivel individual. Sunt oameni care se îngânfă până acolo încât devin atei ateu, cuvântul acesta este cel mai, unul din cele mai nedrepte vorbe, pentru că omul acesta care e fără Dumnezeu, de fapt a făcut un Dumnezeu din eu lui, din mândria lui, din ființa lui, a făcut un Dumnezeu. El însuși este Dumnezeul lui. Ființa lui o ia ca Dumnezeu al lui. Împotriva acestui lucru, așează Dumnezeu în carnea lui Pavel acest țepuș pentru care și noi ne rugăm, oricât ar fi de dureros, de urât, de rușinos, de suferință, ce nu s-a imaginat. Doamne, să trec prin orice fel de tratament, dar să nu-mi pierd viața. Aceasta este rugăciunea sufletului nostru, să nu te pierd pe tine. Iată câteva instanțe în care Pavel calcă pe țepușul acesta și la care suntem chemați și noi să, a, suntem chemați să facem același lucru. Primul lucru cu care se confruntă el în adunare, când se întoarce, când este între apostol, după perioada lui din deșert, din Arabia, este neîncrederea. Nu are nimeni încredere în el. Oamenii îl privesc cu suspiciune. Pot, dacă ai ști că cineva de aici, din adunare sau de lângă noi, a fost un informator al securității și este. Te gândești că nu a venit degeaba să întindă urechea, am prins un frate cu gâtul așa, sărmanul, întins și i-am spus, că mă dau mai aproape să nu te duc. Nu, că eu nu eu, eu nu văd. A intrat un pic în panică, sărmanul. M-am mai aproape să mă audă mai bine pentru ceea ce vroia dumnealui să pună sau să țină minte sau să meargă să raporteze acolo și... Iubiții mei, suntem în, în postura în care Pavel nu poate fi luat pe credit. Nu, nu, nu. Cine să creadă într-un așa om? Într-adevăr, că el spune niște lucruri, dar, dar în același timp știți bine ce a făcut și uite, nu poți să ai încredere în așa ceva. El îl calcă pe și el nu se irită. Nu există nicio epistolă în care spune, nu vă este rușine vă. Păi mie mi-a acordat încredere Isus Hristos. Dumnezeu însuși mi-a acordat încredere. El, el m-a întâlnit pe mine, El a vorbit cu mine, El mi-a dat mie epistolele și cunoștințele. Deci nu, și voi, voi, nu aveți voi încredere în mie, dar are Dumnezeu încredere în mine rușine. Nu, niciodată așa ceva el calcă pe țepușul acesta, se supune acestei situații și îi spune lui Dumnezeu, zice, eu îi înțeleg pe oamenii aceștia. Acesta este unul din efectele întâlnirii cu Isus. Dacă noi primim darul acesta al întâlnirii cu Mântuitorul nostru, în sufletul nostru, urmările se vor vedea imediat. Dar întâlnirea cu Mântuitorul nu este finalul, este începutul călătoriei noastre. După aceea urmează o luptă grea, după aceea, i-a și spus acolo, când s-a la întâlnire, i-a spus, uh, uh, un țepuș va fi pus în carnea ta. Ești deschis, ești dispus să facem lucrarea aceasta. Gata, începi, Doamne, pe căile și prin mijloacele tale. Și el care se bucura de mare apreciere până la marele preot, îi spune el dumnealui, lor sunt martori, sunt aici prezenți, lui căruia i s-a acordat încrederea maximă și în sinedru și între preoți și între conducători, deodată este primit cu suspiciune de o clasă de oameni de pescar, de muncitori, de oameni ca aceștia. El nu se revoltă, calcă peste acest țepuș senin, absolut senin. Acum, în Arabia, însuși Domnul îi descoperă Evanghelia. Și el mărturisește lucrul ăsta. Eu n-am primit Evanghelia aceasta de la Petru. am văzut decât pe 11 ani sau pe Petru și pe Ioan și pe cei care sunt considerați conducători stâlpi ai bisericii. Evanghelia aceasta eu am primit-o de la Dumnezeu. Prin descoperire dumnezeiască am primit. Am primit de la Domnul direct lucrul acesta în deșert. Ce face el cu aceasta? calcă pe țepuș și duce Evanghelia lui la Ierusalim și o arată conducătorilor, fraților, uite cu ce mă ocup eu, uite ce predică, vă rog să-mi spuneți dacă, cum, ce găsiți aici. Și apoi scrie galatenilor, după ce m-au verificat, mi-au verificat Evanghelia, mi-au dat mâna dreaptă de însoțire, mi-au spus decât atât să nu uit binefacerea din cauza teologiei, să predic la oameni în timp ce ei sunt morți de foame. Trebuie să... atât. Altceva nu, nu mi-au adăugat nimic, nu mi-au tăiat nimic din ce am spus acolo. Le-am arătat Evanghelia pe care o predic. Acum, sigur că un om ca el, educat sub Gamaliel, și cu o poziție socială și eclesiastică să ia descoperirea aceasta dumnezeiască dată de însuși Domnul prin Duhul Sfânt și să o ducă unor pescari, să o ducă unor oameni care despre care se ridică întrebarea astăzi dacă au știut sau nu să scrie. Nu, și dacă n-au știu să scrie, au știu să dicteze, Duhul Sfânt are mijloace și căi prin care lucrează, dar el calcă pe țepuș și duce frumos epistola lui către acest apostol pentru verificare. Iubiții mei, acestea sunt manifestări clare că în acest om s-a produs nu o îmbunătățire, ci nașterea din nou. Dar dovada supremă a nașterii din nou nu este încetarea persecuției. Dacă ar fi fost doar atât, era un lucru omenesc. Un om, când își dă seama că e rău ceea ce face, și când admite că răul acesta este cu adevărat rău împotriva vieții lui cel din timp, omul acela încetează și își vede de drum. Pavel nu a încetat și și-a văzut de drum. Și Pavel a încetat și a devenit asemenea celor pe care îi persecutau, și a unit destinele vieții și a plătit cu viața unirea lui cu cei pe care îi a disprețuit în mândria lui, i-a disprețuit, i-a urât și poate chiar i-a invidiat, dar și a unit destinele cu ei, pentru că a, acela cu care s-a întâlnit el s-a identificat cu ei. Și dacă Isus se identifică cu biserica sa, compusă din pescari, din muncitori, din femei casnice, copii și așa mai departe, dacă Isus se identifică cu biserica, cine sunt eu să vorbesc de sus bisericii, să mă consider superior sau să fac un lucru de un fel sau altul? Dacă Iisus însuși se identifică, mă prigonești, e vorba de mine. Păi nu, nu te-am văzut, nu te-am te pe tine am vorbit cu alții pe mine. El a înțeles lucrul acesta și a unit destinele cu biserica, a devenit slujitorul ei și s-a supus până prin suferințe până la moarte și încă moarte de martir. Nu este greu să spui că ai întâlnit pe Domnul, dar aceasta nu înseamnă neapărat binele sau transformarea. Iuda a întâlnit pe Domnul, dar l-a întâlnit degeaba. Nu numai că nu s-a transformat în, în acel om născut din nou, ci a dus răutatea din el până la nivelul uh, demonismului. A venit cu un eu firesc, lăcomie de bani și de uh, poziție și de una și de alta și de averi și de puteri, uh, cu, cu un eu animal, a venit la Isus și a sfârșit cu un eu demonic întâlnirea cu Mântuitorul nostru e o sabie cu două tăișuri, venirea la credință la fel. Pavel spune, zice, vă adunați va aduna să vă faceți mai răi, nu mai buni. Sunt mulți oameni sub acoperișul clădirii bisericii care, dacă ar fi rămas în lumea din care au venit, eventual la Cârciumă sau pe stradă sau oriunde în altă parte, ar fi fost cu mult mai oameni decât sunt astăzi. Dar uh, umblarea lor cu Dumnezeu nu numai că nu i-a ridicat, ci a coborât la nivelul, uh, la nivelul acesta demonic. Iubiți mei, Pavel era mânat de aceste lucruri cumplite, era un el și era o singură cale pentru salvarea lui. Marele medic al sufletului știe ce trebuie, ce medicament, ce operație, ce procedură și cât trebuie și când trebuie și cum trebuie. Toate datele acestea sunt dumnezeiește așezate și cunoscute în mintea lui Dumnezeu, după ele operează Dumnezeu. Nebucat țară a auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar nu l-a ajutat cu nimic. În cele din urmă a fost nevoie de șapte ani de tratament. Nu se poate vindeca în șapte clipe ceea ce s-a construit în atâția ani. Și când Dumnezeu a spus șapte ani, pentru că atât trebuie, nu, nu, nu se vindecă mai repede de acești șapte ani. Ei sunt căi și mijloace pe care le folosește Dumnezeu pentru pocăința noastră, dar în toate acestea, avem Cheia este în buzunarul nostru, în toate aceste lucruri. Spre exemplu, în Cartea Apocalipsei, spune despre Izabela că i-am dat timp să se pocăiască. Aceasta, aceasta și timpul dat de Dumnezeu și mijloacele lui Dumnezeu nu pot fi trecute vreodată. I-am dat timp, dar nu s-a pocăit. Acum urmează o măsură mult mai drastică, cum ar fi aceea a am să arunc bolnavă în parte. Iubiții mei sunt uluit în același timp încurajat de urmările întâlnirii lui Pavel cu Domnul Hristos. El a făcut recurs. Nu știu, i-am țepușos, dar de trei ore a făcut recurs. De trei ore a rugat pe Dumnezeu. Și Domnul i-a spus, pe, pe ce să iau Zmulge tubul ăsta de oxigen? Mă deranjează, nu pot să... Păi ce înseamnă? Eu știu că te deranjează, știu că doare, e un tub groaznic băgat în corpul tău și știu că ai vrea să tușești, să strănuți. E, este e de neimaginat suferința. E greu, a spus Dumnezeu. Eu știu lucrul ăsta. Dar știi ce ar însemna să iau lucrul ăsta de la tine? Ar însemna că în clipa următoare ai murit. Nu mai existi. Tu trăiești astăzi tocmai datorită acestui țepuș în carnea ta. Odată cu venirea la credință, Satana nu renunță la un om, ci spune: Mă voi întoarce în casa în care am intrat, mă voi întoarce cu multe ajutoare. Mai am încă șapte cu el. Planul diavolului cu Pavel nu era să, oh, l-am scăpat din mână, gata, s-a dus la credință, acum am terminat cu el. Nu, din potrivă, merge după tine în adunare și vrea să facă în adunare din tine ceva de 8 ori de 7 plus 1 ori mai rău decât ai fost înainte de a fi în adunare. Nu scapă nimeni de lupta aceasta. Nu este obligatoriu lucrul acesta. Este una dintre posibilități. Este o opțiune. Dacă un om nu dă curs lucrării Duhului Sfânt în viața lui și dacă nu calcă înțepușul acesta care este eu lui, nu calcă peste eu lui, dacă pentru un cuvânt se irită, pentru o poziție se tulbură, dacă pentru o situație își pierde, eu lui este încă viu și el nu calcă pe acest țepuș. Dacă se naște răzbunare în suflet, dacă se naște ură, dacă nu suporți corecția venită într-un fel sau altul, eu îl tinde să revină, să țepușul din carnea ta nu lucrează, nu vrei să calci în țepușul acesta, ți este, este greu. E adevărat că este greu, dar știi ce înseamnă să nu calci pe eu tău? Știi ce înseamnă să nu calci pe mândria ta? Am fost între multe familii, știți pentru ce s-au despărțit unii, fiindcă cineva a apucat să zică o vorbă. Și am întrebat, zic, dacă v-ați dat seama totuși că a fost rău, a fost o prostie să gândiți la despărțirea căsătoriei și v-ați dat seama că soțul nu era cel despre care ați vorbit, ci va o otrăvit cineva. Totuși, de ce n-ați refăcut și a zis, nu, zice, o vorbă urâtă, eu unde am scripat, da. Și atunci, și atunci zice, am, am, dacă am apucat de, am zis, păi zic că asta, uh, asta a, spus, Pilat, ce am scris, am scris. E adevărat că am scris, da, eram beat, eram mâniat, eram obosit când am scris. Acum sunt treaz, sunt sănătos la cap, la minte, mi-a venit mintea înapoi după șapte ani. Nu scriu la fel în timpul celor șapte ani de rătăcire ca animalele, nu mă comport la fel cum mă comport acum când mi-a venit mintea înapoi, am ridicat ochii sus spre Dumnezeu, am, Dumnezeu m-a restaurat. Nu, nu, este la fel. De aceea, iubiții mei, să stăm înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă lucrul acesta ar presupune suferința de a călca în acesta, el este același pentru noi toți și este așezat în carnea fiecăruia dintre noi. Și suntem încercați într-un fel sau altul de fiecare dată operația fiind aceeași, am călcat în țepuș. Am suferința aceasta în corpul meu, este un sol al satanei, Dumnezeu nu e autorul suferinței. Solul nu este solul lui Dumnezeu, este solul satanei. Suferința este urmarea păcatului și a răului. Am suferința aceasta în ființa mea și o voi purta cu drag, spune Pavel, mă voi lăuda cu așa ceva, cu suferința aceasta. Am ajuns să, să simt plăcere în prigoniri, în lipsuri și în toate lucrurile acestea, din cauza că ele sunt mijloace în mâna lui Dumnezeu pentru vindecarea sufletului meu și pentru mântuirea mea, pentru împreună a mea locuire cu Dumnezeu. A, 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 crește un copil nu înseamnă a procrea un copil, ci după procreere, de-abia de atunci începe adevărata creștere, este creșterea sufletului copilului acestuia și transformarea lui într-un om cu un anume fel de suflet. Tot la fel este întâlnirea noastră cu Dumnezeu și la fel este și o familie când se formează, este creată, dar zidirea ei începe de acolo, de atunci încolo, zidirea sufletului familiei noastre. Ce punem noi acolo? Ce zidim noi acolo? La fel este lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Am fost născuți din nou, dar acum suntem crescuți după chipul și asemănarea Mântuitorului nostru. Am fost născuți din nou, dar acum suntem vindecați. De suferințele trupului și ale Sufletului în domeniul spiritual, vreau să spun. De tot ceea ce -ar, ar tinde să se așeze între noi și Dumnezeu. Să ne închinăm de armare lui medic al trupului și al Sufletului nostru, să slăvim numele lui Sfânt și chiar dacă am trecut printr-o perioadă de întuneric, să răspundem împreună cu Profetul. Te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine. Mi-ai spus că felul în care trăiesc este o suferință pentru tine și duce la nimicile mea. Am înțeles din supărarea ta că lucrul pe care îl fac nu este bun. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru țepușul acesta atât de nedorit și întotdeauna să nu ezităm să călcăm pe el pe eul nostru, pe mândria noastră, până când Hristos va lua chip în voi. Așa să ne ajuți, Tată prea iubit, și să faci din fiecare dintre noi un chip al Domnului nostru Isus Hristos, strălucind din fiecare ființă unic pe pământul acesta. Doamne, țepușul acesta pe care l-ai așezat în carnea noastră produce acest fel de durere ca să ne scape de acel fel de durere. Îți mulțumim pentru înțelepciunea Ta, Doamne! și indiferent cât ar durea sau oricare ar fi situația, ne încredințăm întotdeauna mâinilor tale sfinte care știu să trateze și să mângâie. Îți mulțumim, Doamne, că Tu restaurezi în ființa noastră chipul Tău după care am fost noi creați și aduci toate lucrurile ca pentru a fi bune foarte cum au fost la început. Ne închinăm și Te binecuvântăm în veci. Amin.